Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Eu sunt Dan, iar toamna asta care se prelungește se numără motocicletele. Lângă mine, de fapt, în spatele meu, ia să mă dau mai la o parte, este o Honda CB1000R. Este o chestie foarte puternică, are 145,5 cai putere, are un motor de 1000, are quick shifter up and down și n-are parbriz, așa că simți efectiv tot vântul. Astăzi sunt în zona Buzău pentru a mă da cu motocicleta asta și a încercat să fac un episod așa să vă spun cât de cât impresiile mele. Așa că până una alta, hai să dăm drumul la treabă. Asta este Honda CB1000R. După cum v-am zis, ce să vă mai zic? Asta este un motor, adică efectiv motorul pe care te urci și dai blană. Treapta întâia merge până la în jur de 120 de km pe oră, treapta a doua poți să schimbi 150, ceva de genul 160 și a treia merge până cel puțin până la 180 la oră. La 180 ești într-a treia. Problema gravă cu motocicleta asta este că n-are niciun parbriz și pe la 200 la oră pe autostradă în Germania, nu mai simți dacă ți întinde mâinile sau pur și simplu e din cauza vântului. Honda a lansat motocicleta asta de ceva timp pe piață. Acum suntem la finalul anului 2022. Cred că este lansată de vreo 3 ani, ceva de genul. Asta este Black Edition, cu niște ornamente foarte, foarte mișto pe acolo. Și ce o diferențiază față de alte naked-uri este că, în primul rând, este un fel de power naked, hyper naked, nu știu exact cum să zic, și are roata asta goală. Se poate vedea roata asta. Unghiul tobei o ajută foarte, foarte mult, se aude demențial de fain, este pur și simplu wow. Evident că nu-ți cumperi o motocicletă pentru spec sheets, dar desigur contează. Mai mult îți cumperi o motocicletă pentru cum arată. Mie îmi place cum arată, îmi place codița asta așa foarte, foarte scurtă. Un aspect foarte important la această motocicletă este că are acest far rotund. Este un fel de Neo Racer Cafe Racer Power Racer Naked Racer. În opinia mea, motocicleta asta este o vitezană fără carene și cu suspensie puțin mai moale și cu motorul puțin mai detunat. Dar este o vitezană. Motorul ăsta este un motor cu 4 cilindri paralel, produce mult cuplu, nu știu exact, puteți să vă uitați la spec sheet. Nu s-a gândit nimeni că ar merge cineva să o filmeze în pădure, n-are absolut niciun scut aici. Dacă ajungi pe o bordură, poți să dai cu ea de bordură să-ți îndoi evacuarea. Dar motocicleta asta sună extraordinar de bine, trage bine atât sus în ture cât și jos. Este demențial de faină. Mie unul îmi place foarte mult, am mers deja vreo mai multe sute bune de kilometri cu ea și trebuie să vă zic că sunt impresionat. Anul ăsta am fost la două cursuri de perfecționare, așa, de pilotaj, să conduc mai sigur pe șosele, unul la Titi Aur și celălalt la Marius Băcilă. Știu că atunci când am fost eu cu Yamaha Tracer-ul meu, el mergea fix cu motocicleta asta și eram impresionat de skillurile omului. Pe lângă asta, acum știu de ce m-am trecut foarte ușor, eu cu Tracer-ul de 900, iar el cu chestia asta. Pur și simplu, are foarte multă putere. Pe lângă puterea de accelerație, are și multă putere de stopare. Două discuri, motocicleta asta a fost deja pe circuit de câteva ori și o furcă inversată. Îmi place foarte mult suspensia, este suficient de moale pentru oraș, pentru denivelări scurte, dar suficient de tare pentru a te da un pic mai tare pe viraje. Honda a investit destul de mulți bani în detalii pentru motocicleta asta. De la clicul acesta, la efectiv cum e din materialul din care este construită această scăriță, la toate detaliile astea, astea de aici, astea de aici, totul arată foarte, foarte, foarte fain. Inclusiv detaliul ăsta. Ca la mai toate motocicletele din gama Honda actuale, poți să schimbi modurile de condus și poți să le și customizezi. Ai modul standard, unde nu-ți dă toată puterea imediat. Traction control este aproape de maxim și ai și engine brake. Rain, traction control pe maxim. User, engine brake pe maxim, așa și-a pus-o, nu știu, cineva dinaintea mea. Și ăsta este modul sport, unde engine brake este pe minim, traction control pe minim și
power pe maxim. Îmi place foarte mult. Totodată să știți că mie îmi plac comenzile astea la Honda. Îmi place faptul că semnalizarea este aici și claxonul... Uleu, ce tare se aude! Claxonul este acolo. La Yamaha lucrurile stau diferit și anume butonul ăsta este acolo. Când schimb de la Honda la Yamaha, te chinui. În rest, oglinzile astea nu sunt chiar așa high quality. Bine, dar n-ai nevoie, vrei să te uiți mai degrabă în față. Motocicleta are un slipper clutch, schimbă foarte, foarte ușor, atât când schimbi tu din manetă, cât și când folosești quick shifter-ul, care merge și sus și jos, și funcționează, să zic, 98% din cazuri. Pur și simplu, dacă mergi cu un pasager, ți se pare că ești un pilot extraordinar de bun și nu bruschezi. Ăsta e un ambreiaj extraordinar și este foarte, foarte ușor de folosit. Ca la orice testare moto, o să mergem cu ea atât pe autostradă, cât și pe drumuri naționale, cât și pe drumuri de munte din astea pe care suntem acum și vom merge cu ea și prin oraș. Așa că, haideți să vedem cum merge motocicleta asta pe autostradă. Prost! Prost rău de tot! Este un naked! Cum se poate să meargă un naked pe autostradă? Mă, nasol! Pe autostradă stai, uite așa stai aici, așa, tot vântul îți vine în față. Pe autostradă în Germania, dacă deja ajungi peste 160 la oră, nu mai este mișto. La 180 abia te ții, iar la 200 nu e confortabil, frate. Nu poți să mergi, nu poți să accelerezi. Ea poate să accelereze. Îți întinde mâinile și pentru ăștia care poate vă uitați la clipul ăsta și nu sunteți motocicliști, ați întinde mâinile, adică atunci când o motocicletă accelerează așa de tare încât îți întinde efectiv mâinile și abia te ții de ea. Deci pe autostradă este un no-go, plus că o consumă și foarte mult pe autostradă, e destul de nasol. În al doilea rând, cum merge motocicleta asta în oraș? E bine, în oraș lucrurile stau foarte, foarte diferit. Este super ușor de condus în oraș pentru că are slipper clutch, pentru că are... Eu zic shiftless, în fine, are quick shifter și efectiv este foarte, foarte ușor de manevrat. Totodată are frâne foarte bune, iar distanța dintre roți este foarte scurtă. Asta înseamnă că este foarte ușor de manevrat printre mașini. Nu pare grea, arată bine, plus că se aude extraordinar de bine. Dimineața la pornire se aude un pic cam prea bine și asta cam sperie vecinii. Dar în oraș este o motocicletă cu care poți să te joci, are accelerații foarte bune. Locul în care motocicleta asta se simte cel mai bine este pe un drum virajat de munte, ca cel pe care suntem aici. Mi se pare că ia virajele foarte ușor, se simte foarte bine pe circuit motocicleta asta. Asta vă zic că l-am văzut pe Marius Băcilă cum merge cu ea și pur și simplu este fenomenală. Nu m-aș duce cu motocicleta asta la mare, pentru că, v-am zis, fiind un naked, trebuie să stai să curezi după aceea la geacă, sunt foarte multe gâze. Un alt lucru foarte enervant la motocicleta asta este bucățica asta, pe care ar trebui să stea un pasager și pasagerul, uitați, stă pe chestia asta aici, adică nu prea ai foarte, foarte mult loc. Nu sunt sigur dacă ăsta este un clip de prezentare pentru această motocicletă, mai degrabă aș zice nu. Mai degrabă este un clip în care eu vă prezint care sunt impresiile mele. V-am zis că la factorul ăsta de, nu știu, de impact, de cum arată, este ceva fenomenal. Honda a produs o motocicletă super, cu un motor foarte rafinat, un motor care trage liniar, un motor care te poate speria dacă îi dai tare și știi ce faci. Este o motocicletă care se simte foarte, foarte bine. Este foarte potentă și foarte agilă. V-am zis, n-aș duce-o pe autostradă, pentru că punctul ei forte nu este top speed-ul, ci este cum ajunge la o viteză destul de mare pe serpentine și pe curbe. Pentru asta trebuie să știi bine ce faci. Acum, clipul ăsta este din perspectiva cuiva care n-are foarte multă experiență pe motocicletă. Să zic, vara asta a mers vreo maxim 15.000 de kilometri cu motocicleta. Din punctul meu de vedere, este ceva peste skill-ul meu, clar, dar ceva ce îmi place. Și cu o motocicletă de asta, dacă mi-aș cumpăra așa ceva, dacă aș da 15.390 de euro, cât costă sau cât este pe site, pe motocicleta asta aș ține-o ceva mai mult timp, pentru că ai nevoie de skill-uri
mai serioase, de cursuri, de mers pe circuit, pentru a scoate tot potențialul din motocicleta asta. Eu cred că am folosit-o în primele zile așa pe la vreun 30%, să zic așa. Și acum, să zic, poate am ajuns la 40%. Dar ai nevoie să te obișnuiești cu ea, pentru că este monstruos de puternică. Dragilor, ăsta a fost episodul de astăzi cu mașina potrivită, sau mai degrabă, a zice, mașinăria potrivită. Este asta mașinăria potrivită pentru cineva? Da, frate, este pentru cineva care nu este la prima lui motocicletă și care are și skillurile și puterea mentală așa să se tempereze și să o tempereze. Cam asta este estimarea mea. Să știți că îmi pare rău că trebuie să o dau înapoi. Astăzi este duminică, mâine luni trebuie să returnez motocicleta asta și să știți că m-am foarte, foarte distrat cu ea. Eu vă zic, dacă cumva aveți timp și mai aveți chef și iese episodul ăsta așa, luați-vă, fraților, că e mișto rău de tot. Bine, și cu asta v-am salutat. Până data viitoare, pa, pa!